Dacă vreți să vedeți reducerile în acest weekend de pe G2A, intrați pe linkul de descriere și nu uitați să folosiți codul SPEEDY pentru reducere. Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cairns of 2015 cu Arsenal. Ultima oară a venit marele Eremenko și am făcut egal 1-1 cu Chelsea, gol înscris de Eremenko. Astăzi vom juca 4 meciuri, unul cu Saint-Étienne, unul cu Swansea, vom simula cel cu Stoke și vom băga rezervele, pe urmă cu Everton și pe urmă meciul cu PSV. Formația pentru meciul cu Saint-Étienne este asta. Jucătorii mei de mijloc sunt puțin obosiți. În atac e Dybala, Piazon, Chamberlain. Pe bară Traore, Eremenko, Depay. Probabil cei care vor intra. Și apărarea este cea clasică. Tocmai am văzut ceva foarte tare. Știu că mă uitam foarte des în FA 2014 la chestia asta. Însă am uitat că există în FA 2015 și de atunci nu ne-am mai uitat niciodată. Ei bine, măcar acum la final poți să vezi un squad ranking și hai să vedem cum stau lucrurile la începutul de sezon. Acest squad ranking se resetează în fiecare sezon. Deci, în acest început de sezon, pe locul 1 se află Lucas Piazon, pe urmă Scufet, Maier, iată pe Maier, pe 4 e Unicul Eremenko, pe urmă Chamberlain, Depay, Tielemans, Süle, Laporte, destul de pe 15 Laporte, dar e în creștere. Cel mai slab și cel mai prost este Hughes. Zelalem iarăși destul de slab, Munir. În fine, să trecem la meciul cu Saint-Étienne. Avem o grupă ușoară, cred eu, și ar trebui să batem și să ne calificăm de primul loc, mai ales că suntem deținătorii trofeului, însă nimic nu e ușor în FA 2015 pe legendarii și vom vedea ce se întâmplă. Laporte, idiotul prost, dă pasă către Chambers, o pasă proastă ca și el, Chambers acum, pasă bună către Piazon în margine, prea foarte bine, Piazon centrează, Maier veniți acolo, încă o ocazie a echipei noastre. Am avut să multe ocazii, am jucat mai bine, însă nu am găsit golul până acum. Șanse de contraatac pentru Saint-Étienne. Laporte, erai tu acolo? Nu știu, nu-mi pasă, dar ești prost, indiferent de situație. Erding, e pericol, e pericol! Ce ocazie au cei de la Saint-Étienne. Hamuma pădurii către Baiase. Pasele merg bine, dar Zuma merge și mai bine. Șansă de contraatac. Te rog! What the fuck, Telema? Aleargă, prietene! Pericol la poarta noastră. Laport, idiot, prost, neretardat, mental, te internezi la un ospiciu de nebun. Bă, frate, Laport e chiar cel mai prost om din lume. Din punct de vedere al IQ-ului. IQ-ului. Bă, Laporte. Penalti pentru Saint-Étienne. Ultima oară cu United, Laporte a făcut penalti și Scufet a apărat, sau a fost, da, a apărat. Poate apăra din nou acum, față în față cu Erdinic. Cred că așa se pronunță. Scufet! Oh my god! Gol pentru Saint-Étienne și vom face câteva schimbări. Laporte rămâne în teren, cam un idiot ce este. Intră Unicul Eremenko în locul lui Maxim, Traore în locul lui Piazon, sau Piason, dacă vrei să-i pronunți numele corect, și Depay în locul lui Dybala. Am dominat meciul, am avut mai multe șuturi, dar din păcate Laporte în continuare joacă împotriva noastră. Și Erding, sau Erdinic, care cu sedilă, deschide scorul, din păcate. Sperăm că după aceste schimbări lucrurile vor merge altfel. Maier. Maier peste poartă. 0 la 1. Am început cu stângul și în Champions League, ceea ce nu e foarte bine. Însă Eremenko spune, stați calm că nu-i chiar așa. Voi da eu gol după ce dau pasa lui Maier, care întoarce către Tielema. Către Depay. Depay, gol!
gol Arsenal! Depay! Fantastică faza acolo! Ce viteză, ce șut! Dybala nu făcea nici în 1000 de ani ce a făcut Depay în această fază. 1-1. Știam eu că nu vom pierde acest meci. Mai ne-au rămas chiar câteva minute pentru a înscrie golul victoriei. Hai să vedem. Baise către Erding. E pericol acum însă la port, idiot prost, unde ești? Bravo Chambers, bravo băieți. Se încheie meciul 1-1. Puteam obține victoria, dar din păcate nu am făcut-o. Dilema meciului, dar s-a accidentat din păcate. Alte scoruri. Bayern 4-0 cu Porto. Real 5-1 cu cineva, n-am văzut cu cine. Nu e un început rău totuși. 1-1, măcar n-am pierdut. Și mai avem încă 5 meciuri care ne putem consolida prima poziție. Hai să vedem ce s-a întâmplat în grupa noastră. Pac, pac, pac. Suntem chiar pe primul loc pentru că Athletic Bilbao a făcut egal cu PSV. Și chiar 1-1, deci toate echipele au avut același rezultat în grupa noastră. Pentru meciul cu Swansea din campionat am făcut câteva schimbări pentru că jucătorii erau obosiți. Idiotul Proze tardat a ieșit și a intrat Suile în locul său. Traore a intrat în locul lui Chamberlain care era obosit. Dybala rămâne vârf, poate acum va juca mai bine. Piasson a rămas în partea stângă. Neves, unicul Eremenco și Alonso la centru. Trebuie să batem Swansea pentru că nu o ducem foarte bine în campionat. Suntem pe locul 9. Avem 6 puncte după primele 4 etape. O victorie și 3 egaluri. Jucăm acasă. Sperăm că cei de la Swansea nu l-au pe poate cel mai bun jucător din istoria lumii, pe Pablo Hernandez. Și atunci vom putea câștiga. Oricum cu Eremenco în teren nu se pune problema să pierdem, dar în fine. Sunt pe ultra-attacking pentru că altfel nu mai recuperez mingile din posesia uimitoare a celor de la Swansea. De asta Zuma e în atac. Centrarea vine către Kone Junior care n-are nicio șansă. Într-un 82 ne apropiem de final și 0-0 e scorul. Atacul toată echipa. E Zuma acolo. Hai că dau pasă cu... Nu! What the fuck, Ake? Nu mai vezi bine? Nu, cred că mai ating mingea până la final. La cum aș juca Swansea? Cu noroc poate mai ating mingea până la final, dar sunt șanse foarte mici. Mii șansele, vă spun eu. Iată. Iată. Oh my fucking god, ce rupți. Tielema. Recuperăm. După 4 minute. Grăbește-te, Memphis Depay. Poate ultima fază. Ruben Neves. Zuma. Eremenco! Blocat. Ultimul corner al partidei. Traore. Centrează. Acolo! Tielema, what the fuck? Ai capul ca o piramidă de lovești mingea așa. What? Era liber, nemarcat. Nimeni pe lângă el și el lovește mingea ca un trapezoid. 0-0 pare a fi scorul final al meciului. Arbitru trebuie nu fluiera acum. Unicul Eremenco recuperează. Zuma e omul din atac. Dă către Depay! Depay! A preluat prea lung. Foster e incredibil. Iată, trage de timp. Se încheie meciul 0-0. Da. Încă un egal al nostru. Am avut posesia extrem de mică. La fel ca și penisul lui Laport. 5-2 spre poartă, 3 pe poartă. Egal, din păcate, cu Swansea, care s-au apărat fantastic. Pentru meciul cu Stoke vom băga rezervele rezervelor. Deci aici vine Brandt, aici vine Munir, aici vine Mitch sau Silva, Mieici, Ward-Prowse. Mai aveam niște mijlocași rupți pe aici. A, uite și Embolo să intre, Zela Lem și Ostunali. Vine Ward-Prowse cam.
Embolo în locul lui Mir. Nu, lăsăm pe Embolo pe bară. Apărarea Okore și Mbemba, care n-au mai crescut și ei chiar deloc. Cavanda și Durm, Scufe de rămâne în poartă. Nu contează foarte mult dacă câștigăm sau pierdem acest match. Însă, de preferat pentru tineri jucători ca să joace mai des, ar fi să câștigăm această simulare. Hai să vedem. Oricum, cum pare eu că va intra cea Burlane, Tileman și DPI și se vor accidenta și nu vor juca bine meciul din Champions League. Ăsta e norocul nostru. Însă mi-a fost lene să-i scot de pe bară. Munich deschide scorul. 1-0. Ok. Începem bine. Nu cred că se joacă și tur și retur. Arnautovic egalează, dar în Ben va face 2-1. A intrat Embolo. Asta îmi place. Îmi place că intră Embolo. S-a accidentat Showcross de la ei. DPI a intrat. Te rog să nu te accidentezi, DPI. Ai scăpat. Bravo. 2-1. Merge mai departe tinerii. Ah, nu. E meci cu Everton. Cred că e meci în Champions League. Tinerii noștri au jucat bine. De asemenea... Ok, nu vedeți, dar Tielema până la urmă și-a prelungit contractul, că avea probleme, dar și-a prelungit și contractul. Suntem pe locul 9 în continuare. Ar trebui să batem neapărat Everton. Inter Dipei, Dybala. Maxim că Tielema joacă în partea cealaltă. Unde este frate Maxim? O problemă. Maxim a dispărut. Uite-l aici. Maier, Tielema, idiotul prost retardat, Zuma, Chambers, Ake. Pe bară. Neves poate. Unicul Eremenko, cum să-l uit. Fisher. Kelvin încă n-a plecat și n-a reușit. Deci, nimeni nu ne-a făcut oferte pentru Kelvin, vă ne credeți? Am avut pe să transfer de la început și nimeni nu vrea să-l cumpere. În fine, să trecem la meciul cu Everton. Tot acasă și meciul ăsta? Incredibil. Până acum, de cele 3 meciuri care le-am jucat au fost acasă. Saint-Étienne, Swansea și Everton. În care, e pericol pe linie! La port, idiot, prost! Bă, frate, la port, tu chiar vrei să mori în Siberia de foame și pe urmă să fii mâncat de urși? Eram pe direcția mingei cu Laport. Știam că va pierde Scufete ca un idiot. Și m-am dus cu Laport pe direcția mingei. Dar i-a lăsat crăcărat la fel ca Măsa în fața lui Kone. Și e 1-0 pentru Everton. Însă l-avem pe DP în teren din primul minut. Poate e mai bine așa decât să l-avem pe Dybala, dar sunt amândoi în teren. 1-0 pentru Everton. Nu avem cel mai bun început de sezon, asta e clar. Însă avem timp să revenim. Chamberlain către Dipei. Singura rază de speranță din jocul nostru. Dipei trece încă o dată. Dipei rămâne la balon. Rămâne la balon, am crezut că a pierdut mingea. Și avem corner. Maxim va centra. Centrarea merge către... către un nou corner. Am crezut că iar a dat Tielema, cum știe el cu capul. Din nou Maxim centrează. Acolo e Zuma! Nu mai înțeleg nimic. Cum poate Zuma să dea așa de prost cu capul? Ce ocazie! Se va încheia prima repriză. 1-0 pentru Everton. Va intra Eremenko în locul lui Dybala. Îl vom pune pe Eremenko ST. Poate se va schimba ceva. O singură schimbare momentan. Din nou Dipei. Din nou Dipei. De ce e violat? Arbitrule, pentru faul pentru... ce? Am crezut că e de galbenul Dipei, că aveam o criză. Maxim poate șuta de aici și va șuta. Am scris un gol foarte important în Supercupa Europei. Oare o face și acum? Hai să vedem. Maxim șutează bine, bară! Gol! Arsenal! Chamberlain înscrie după bara lui Maxim. A împins mingea și pe l-a pupat imediat pământul.
La fel ca și Ion, care l-am învățat pentru back. A fost și Hands la Baines, Hobbitul, dar nu mai contează. Deschidem scorul. Portarul este prieten cu Kone. Nu mai avem un portar de culoare albă. Kone și-a dus toți prietenii la Everton, dar nu joacă, bineînțeles, pentru că are treabă. L-a pus în cap Maxim acolo. 1-1. Așa mai mergem. Practic, nu avem un atacant foarte bun care să înscriem. Dybala e vina lui. Juca un meci cu PSV. Cât s-a accidentat oare Ache? 10 ani? 5 zile, perfect. Ruben Neves vrea să joace. Ok, va juca în meci următor. Piazon. Revine Zivkovic, mi-e frică să-l văd pe Zivkovic jucând. Eremenko, Neves, Rabio. Jucătorii principali sunt obosiți, așa că îi bag pe cei secundari. Prostul Lidio rămâne, Ache va fi schimbat de Durm. Astea sunt modificările pentru meciul cu PSV. Și să sperăm că vom câștiga. Măcar să facem prima victorie din acest episod. Și nu încă un egal. Ruben Neves. Oh my god, când îl am pe Zivkovic la balon, zici că mă joc cu porțelanul. Așa se mișcă Zivkovic. La port, idiot prost. A câștigat la cap. Ruben Neves a vrut să joace și el un meci și s-a accidentat. Săracul. Va intra Tielemans în locul său, care e mult mai bun. Mingea era la noi, trebuie să vă reamintesc, așa. Urcă cineva și acela este Traore! 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 Bruma respinge prin foarfecă. Rabiot. Fault? No. Piazon respinge. Șansă de contraatac, dar e Zivkovic care preia. Bă, frate, de ce l-am băgat pe Zivkovic măcar în teren? Vă rog, explicați-mi de ce l-am băgat pe Zivkovic în teren. Inter DPI. De idiot, ăsta e răspunsul, să iruzesc o schimbare degeaba. No, deja Zivkovic a făcut vreo 3 preluări de 10 km. Și odată a avut mingea și a căzut cu ea când a lipsat neapărat noi care. Bravo, băieți. Acum cu DPI în atac va fi altceva. Simt că lucrurile vor merge mai bine. Memphis DPI la balon. Așa da, pasează foarte bine către Tielemans. Tielemans trece. Și Eremenko faultat, nu. Din prima, gol! Kone Junior. Stai puțin, de ce are numărul 22 pe spate? Mi-amintesc exact că am schimbat cu numărul 69. Eremenko are numărul 20. I-am schimbat cu numărul 66. Destul de ciudat. Aparent nu s-a salvat când le-am schimbat numele de pe tricou. O să trebuie să pun din nou 69 lui Traore și 66 lui Eremenko. 1-0, asta e tot ceea ce contează. Imediat cum a intrat Depay s-a văzut schimbarea. A preluat mingea ca un om normal. Ca un om normal, ascultă aici Zivkovic. Un om normal a preluat mingea normal, nu ca un idiot. Lucas Piazon. Bruma respinge. Fără penaltiuri, băieți. Bravo, Scufet. Dă-o repede din prima. Spune că e DPI ăla. Da, e DPI. Care, te rog, să preiei ca un zeu. Da, bravo, DPI. 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 Ăla dă pasă, îl ajută Rabiot. Și acum, unicul Eremenko. Șut blocat. Întoarce. Încă un șut blocat. Respinge prin foarfecă. Către Eremenko din nou. Eremenko, Eremenko, șut blocat, fault. Da, se va da fault. Arbitrul știe cine e șeful jocului și dă fault imediat. Poziție foarte bună pentru Maxim, care a avut mult succes recent la lovituri libere. Dar nu e în teren. Imediat pot să-l schimb, nu? Cred că pot să-l va pe Maxim, pentru că am făcut două schimbări. Facem și pe treia, intră Maxim în locul lui Rabiot. Și va bate Maxim lovitura liberă. Capitanul poate asigura victoria. Aici.
Are un zid înalt în față, va fi greu. Dar are șuturi bune. Maxim. Șut! Gol! Gol, gol, gol! Maxim! 2-0! Încă o lovitură liberă, bătută perfect de Alexandru Maxim. Și în sfârșit, cred că vom face prima victorie în vinclu. Prima victorie în acest episod, un șut perfect al lui Maxim, nicio șansă pentru portar. De asta l-am băgat în teren să înscrie acest gol fantastic. Și facem 4 puncte în grupă, ceea ce este foarte bine. Bineînțeles, vreau să vă reamintesc că din faza lui Eremenko a pornit acest gol. Eremenko știa că Maxim va înscrie și de asta a cerut arbitrul să dea fault. 2-0. Șansă de contraatac din nou. Putem face 3-0. Depay, Depay, ce meci joacă Depay. Încă o trecere, Depay, Depay, către Zeul, Zeul! Eremenko a spus că n-are rost să înscrie în aceste momente. E 2-0, a spus, aveți milă. Să-i lăsăm și pe ei să se bucure de acest scor. Să nu le dăm 3-0. Și Eremenko ratează intenționat, bineînțeles. Maxim. Către Traore, care respinge sau recuperează pentru secundă. Se încheie meciul. Victorie cu 2-0. Prima noastră victorie. Hai să vedem în grupa noastră, mă uit. Nu văd. N-am văzut ce am dat în grupa noastră. Mesaje noi. Ruben Neves e fericit că a jucat și el 2 minute până să se, să se rupă. 3 luni va lipsi, păcat. Hai să vedem. În atac, în Premier League, QPR are 6 meciuri, 6 victorii. E pe primul loc. Ce echipă au frate ăștia? QPR. Să nu spui că Sanogo are 10 goluri. Parcă la el am... A, 0 goluri Sanogo. Gomez are 5 goluri în 6 meciuri. Toaleta are și el 3 goluri și un assist. Bravo lor! Iată că sunt pe primul loc în acest început. Hai să vedem însă... Noi avem 5 egaluri în primele 6 etape. Doamne. În Champions League ce s-a întâmplat? Cu cine am căzut în Capital One Cup? Cu aia, care nu le știu numele. Bă, da, cred că a avut Quick carieră cu echipa aia. Dar nu mai știu cum se numesc. Tam, 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 ok. A câștigat Athletic Bilbao cu Saint-Étienne cu 1-0 însă. Și suntem pe primul loc în Champions League. Ceea ce este decent. Aici se încheie episodul. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, bineînțeles, vă rog frumos, nu uitați să lăsați un like. Și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.